Videoclipul a fost lansat de Administrația Națională Spațială din China pe 26 aprilie, prezentând o redare CGI a viziunii Beijingului pentru Stația Internațională de Cercetare Lunară din 2045. În videoclip, un astronaut flutură steagul chinezesc deasupra unui campus de cercetare de pe Lună, în timp ce o navetă spațială cu formă caracteristică a unui Space Shuttle decolează în fundal, însoțită de un booster portocaliu. Această navetă spațială seamănă izbitor cu NASA Space Shuttle, care era echipat cu boostere portocalii datorită spumei folosite de NASA pentru a izola rezervoarele de combustibil în perioada în care s-au desfășurat 135 de misiuni între 1981 și 2011. Prezența aparentă a Space Shuttle-ului în videoclipul Chinei este surprinzătoare, având în vedere că Statele Unite interzic NASA să colaboreze cu China în domeniul spațial. Cu toate acestea, gafa video a fost observată și de partea chineză. În versiunea videoclipului difuzată a doua zi, se pare că Space Shuttle a fost estompat utilizându-se un instrument de cenzură des folosit în China atunci când trebuie acționat rapid. Biroul de informații al Consiliului de Stat al Chinei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu trimisă de Business Insider.